Hotela Sky Hotel Comwell, primul de acest gen din Europa, numără 814 camere și 17 etaje și va fi inaugurat luna viitoare, anunță MSNBC, citat de The Time. Doamnele care își petrec foarte mult timp pe drumuri vor putea astfel să evadeze și să se relaxeze într-o lume concepută special pentru ele. Însă cheia de acces către acest paradis al femeilor costă 40 de euro în plus la nota de plată. Potrivit unui studiu comandat de conducerea hotelului, mai mult de jumătate dintre femeile chestionate au declarat că preferă etajele create exclusiv pentru ele. Și asta pentru că oferă un sentiment de securitate. Mai mult, o femeie se simte mai confortabil din punct de vedere al igienei atunci când știe că tot o femeie a fost cazată acolo înaintea ei. Nu în ultimul rând, doamnele preferă camerele proiectate special pentru ele în defavoarea celor create atât pentru bărbați cât și pentru femei. Ca să facă o impresie cât mai bună și pentru a răspunde necesităților clientelor într-o măsură cât mai mare, camerele vor fi dotate cu mai multe umerașe necesare pentru fuste și cămăși, fier și masă de călcat, precum și reviste internaționale. Un amănunt important este că băile vor fi echipate cu uscătoare de păr și cu oglinzi speciale, iar minibarul va fi plin cu șampanie și ciocolată. Rămâne de văzut dacă doamnele vor aprecia sau nu atenția care li se acordă, mai ales că și cei de la Hilton au încercat aceeași mișcare în 2003 în Marea Britanie și s-a dovedit a fi un eșec.